Conducerea Spitalului Roman este încântată că s-a reușit obținerea de fonduri în vederea încheierii unui contract de prestări servicii pentru analizele gratuite care sunt recomandate de medicii din cadrul ambulatorului Spitalului de Urgență Roman. În acest an am reușit să obținem un contract pe ambulator cu laboratorul de analize, adică la Spitalul Municipal putem efectua în valoare de 120 de milioane pe lună analize în sistem de gratuitate pe baza biletelor de trimitere pe care le știți dumneavoastră foarte bine, pe care le pot elibera specialiștii noștri în cadrul ambulatorului integrat al spitalului sau medicii de familie. Laboratorul Spitalului de Urgență din Roman este considerat la această oră ca fiind cel mai dotat din județ. Oferim analize de o calitate bună pentru că avem, considerăm și obiectiv, consider cel mai bun, cel mai bine dotat laborator din județ. Un laborator informatizat și cu aparatură modernă. Ne-am dotat și cu ceva ca să rezolvăm niște probleme legate de coagulare, ceva legate de imunologie. Vom mai dezvolta o paletă de investigații. Asta în ideea de a putea oferi servicii medicale și de bună calitate și mai diversificate. Să putem pune diagnostice mai definite la Roman, nu neapărat în centrul universitar. Managerul Spitalului de Urgență Roman apreciază că în felul acesta pacienții de la Roman nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze pentru asemenea investigații la Iași, scutindu-se foarte mult timp și bani din partea pacienților.